Stimați prieteni, bună dimineața! Vă salut în ziua de vineri, ca de obicei la întâlnirile noastre care deja au devenit tradiționale. Este vorba de emisiunile noastre de data aceasta live. Igor Dodon, președintele, sau cineva mă roagă să spun ex-președintele. Igor Dodon răspunde, unde vom răspunde la întrebările dumneavoastră, stimați prieteni care ne urmăriți acum, care puteți să ne adresați întrebările în direct, cât și la întrebările care au fost adresate deja de către jurnaliști. O să încep, ca de obicei, cu întrebările acordate de către dumneavoastră, reprezentanții mass media, după care o să răspundem la întrebările cetățenilor. Această săptămână este o săptămână importantă, este o săptămână când, practic, a început perioada electorală. Cunoașteți că alegerile parlamentare anticipate au fost decretate pentru data de 11 iulie 2021. Știți poziția mea, eu consider că ar fi fost mai bine să fie mai târziu, dar noi suntem gata și pentru 11 iulie și pe data de 12 mai, astăzi este data de 14, adică două zile în urmă, a început perioada electorală. Pentru ca să fie foarte clar pentru cetățeni, campania electorală începe pentru fiecare concurent electoral separat în momentul când este înregistrat în cursa electorală. Termenul limită pentru concurența electorală de a depune actele la Comisia Electorală Centrală este data de 11 iunie. Adică, practic, este aproape o lună, fără două zile, când fiecare doritor, fiecare, chiar și persoană fizică, eu nu exclud că ar putea fi persoane fizice care vor încerca în premieră în istoria ultimilor 20-25 de ani să acceadă în Parlament ca deputat independent, numai că trebuie să obțină 2% din voturile cetățenilor. Așa că suntem în plină perioadă electorală. Și o bună parte din întrebările care mi le-ați adresat, stimați prieteni și stimați reprezentanți mass media, țin anume de această perioadă și campanie electorală. Eu o să dau citire sursa media care mi-a acordat întrebarea și o să citesc pe scurt întrebările care au fost oferite, cu toate că unele întrebări se repetă. ProTV, în lista electorală va fi primul Vladimir Voronin sau Igor Dodon? Eu ieri am răspuns la această întrebare. Apropo, vreau să vă informez că în aceste clipe colegii mei de la Partidul Socialiștilor și de la Partidul Comuniștilor sunt la Comisia Electorală Centrală și depun actele pentru înregistrarea listei electorale al blocului electoral comuniștii și socialiști. Vreau să spun că noi astăzi depunem dosarele pentru 101 candidați, dintre care 41 de candidați sunt femei. Așa sunt normele legale pe care le-am votat noi împreună cu alți deputați în august 2019, în fiecare 10 deputați, adică fiecare 10, trebuie să fie minimum 4 femei. Altfel, lista electorală nu se înregistrează. Așa că acum depunem lista candidaților din partea blocului electoral, comuniștii și socialiștii. Ieri am răspuns la întrebarea cine va fi primul pe listă și am spus-o că părinții m-au învățat că celor cu experiență mai mare trebuie să le ofer posibilitatea să fie primii în față. Eu cred că domnul Voronin, ca cel mai bun președinte de țară, și o să repet acest lucru de câte ori va fi necesar, cel mai bun președinte de țară din 30 de ani de independență a Republicii Moldova a fost Vladimir Voronin. Are o experiență enormă, două mandate de președinte, de aceea considerăm că este corect ca dumnealui să fie cel care va conduce această listă și acest bloc electoral în această campanie electorală. M-au rugat colegii, pentru că aceasta este o informație care interesează pe mulți, cine vor fi în primii 10 a blocului electoral comuniștii socialiștii. Eu nu cred că aceasta e un secret mare, pentru că în decurs de câteva zeci de minute această listă va apărea probabil la CEC deja oficial, acum se înregistrează, dar eu o să vă citesc primii 10. 1. Voronin Vladimir, 2. Dodon Igor, 3. Greceana Zinaida, 4. Bătrâncea Vlad, 5. Reidman Oleg, 6. Țârdea Bogdan, 7. Dolință Ala, 8. Pilipețcaia Ala, 9. Bondareco Elena, 10. Suhadolski Alexandru. Nu știu, 11. Vladimir pe pagina asta, Starăș Constantin. După cum vedeți, în primii 10 sunt și 4 doamne, așa cum prevede legislația, dar sunt și 3 reprezentanți ai Partidului Comuniștilor. Așa că mergem, ne înregistrăm astăzi, suntem primii care am venit cu actele la CEC, vor mai fi astăzi și alți concurenți electorali, care cel mai probabil la sfârșitul zilei vor trage la sorți pentru a ști numărul în buletinul de vot.
A doua întrebare de la ProTV. Vladimir Voronin v-a numit broască călătoare și multe alte lucruri. L-ați iertat. Nu. Stimați prieteni, în primul rând mă adresez concetățenilor. Se va face tot posibilul pentru a încerca să distrugă acest bloc electoral. Se va face tot posibil pentru a încerca să ne certe pe mine și pe domnul președinte Voronin. De ce? Întrebarea este corectă și răspunsul este unul foarte simplu. Ne critică și vor bate în acest bloc pentru că, înțeleg, suntem o forță importantă, o forță politică, un bloc electoral care va învinge la aceste alegeri parlamentare. Noi, dacă o să ne uităm acum la toate ce au fost declarate în ultimii 5, 6, 10 ani, nu doar de mine și Voronin, dar și de către alții, atunci unde ajungem? Da, au fost diferite declarații. Da, 10 ani în urmă, eu am creat Partidul Socialiștilor, am reînnoit Partidul Socialiștilor și Partidul Socialiștilor a devenit cea mai importantă forță politică din Republica Moldova. Și o recunosc că pentru cariera mea politică, un rol important l-a jucat și, și domnul Voronin. Cine m-a dus în politică? Domnul Voronin. Și vreau să mulțumesc pentru aceasta și eu i-am spus la prima întrevedere că lui poate să se mândrească cu rezultatele care le-am obținut eu în calitate de politician independent. Nimeni din cei care au plecat de la comuniști nu au reușit singur prin forțele proprie să creeze un astfel de proiect politic în Republica Moldova, care să învingă de două ori la alegeri parlamentare, o dată la alegeri prezidențiale, de mai multe ori în alegeri locale, inclusiv în municipiul Chișinău, inclusiv în autonomia găgăuză. Noi acest lucru l-am reușit, împreună cu echipa. Dar reiterez, în mare parte datorită experienței pe care am acumulat-o fiind alături de domnul Voronin. Acum noi ne-am unificat forțele și domnul Voronin ieri foarte corect a spus la emisiune, noi nu mergem împreună, noi mergem alături, pentru că avem un scop comun. Acest scop ține de interesele cetățeanului, ține de interesele statului. Atunci când țara se distruge, oamenii sănătoși din punct de vedere a valorilor și ideologiei, oamenii sănătoși de cap, se unesc pentru a scăpa, a salva țara. Noi să mai discutăm astăzi despre ce pericol este vorba, dar eu cred că lucrul ăsta este foarte important. Și eu înțeleg opinia și poziția oponenților politice care se tem, li frică. Și corect fac sistem. Pentru că nimeni nu credea că noi să găsim în noi maturitate politică, să unificăm forțele și să mergem înainte. Cineva spunea că în politică 1 plus 1 nu tot timpul face 2. Adică acea aluzie că, uite, ratingul socialiștilor, ratingul comuniștilor, dacă le unim, asta nu înseamnă că sumarul să fie. Eu vreau să vă dezamăgesc. În acest caz, 1 plus 1 va fi 3 sau chiar 4. Și o să vedeți rezultatele alegerilor. Eu nu vreau să credeți că noi suntem prea încrezători în forțele proprii. Dar stânga, patrioții, stataliștii așteptau ca noi să începem unificarea forțelor sănătoase în Republica Moldova. Și eu mă bucur că noi acest lucru l-am reușit. Urmează o campanie foarte, foarte importantă și destul de activă. Dumneavoastră știți, probabil, ați urmărit în fostele campanii electorale. Eu, în toate campaniile, inclusiv prezidențială, care a fost în octombrie, noiembrie, anul trecut, am avut câteva sute de întrevederi. Fiecare zi avem 5, 6, 10 întrevederi. Exact așa va fi și în acest caz. Eu voi merge în fiecare raion. Eu voi avea minimum câte 10 întrevederi în fiecare raion din Republica Moldova. Pentru a fi alături de oameni, pentru a explica care este poziția noastră, pentru a spune foarte clar care sunt valorile noastre, dar valorile sunt și a noastră și ale celor din Partidul Comuniștilor similare. Noi suntem pentru țară, pentru statalitate, istoria Moldovei, limba moldovenească. Noi suntem pentru echitate socială, lupta cu sărăcie. Noi suntem pentru neutralitate, niciun fel de NATO sau alte chestii. Neutralitatea este baza consolidării și viitorului Republicii Moldova. Este baza de a reintegra țara, de a rezolva problema transnistreană. Noi suntem pentru relații bune cu toți, și în est, și în vest, și cu Europa, și cu Federația Rusă. Federația Rusă este partenerul nostru strategic. De ce aceste valori care ne unește? Sunt fer convins că sunt susținute de marea majoritate cetățenilor Republicii Moldova. Unimedia, cum s-a produs în păcarea cu Vladimir Voronin, care 10 ani tot va critica? Nu, vedeți toate întrebările despre aceasta. Ne-am clarificat noi. Am avut o discuție bună, unul la unul, bărbătește,
poate să spun că au dat cu un ficior, pentru că politica așa e. Și am convenit că acum este important să salvăm țara. A doua întrebare la Unii Medii. Există o înțelegere între PSRM și PCRM privind eventuale coaliții post-electorale cu alte partide? Cu cine se vor accepta aceste discuții de către ambele componente ale blocului? Noi nu am discutat despre acest lucru. Noi vom face tot posibilul să obținem majoritatea în următorul Parlament. După cum am menționat și ieri, imediat după alegerile parlamentare, după validarea legilor, și noi probabil la prima ședință a Parlamentului vor fi create două fracțiuni și acest lucru este corect, logic, normal, fracțiunea socialiștilor și fracțiunea comuniștilor. Și mai departe vom face tot posibilul ca împreună să promovăm aceleași idei pentru care am fost sau vom fi susținuți de către cetățenii Republicii Moldova. Adevărul rău, când o să vă vaccinați cu Sputnik V? Eu sunt gata să mă vaccinez și astăzi. Dar există o anumită procedură, etape. Ați văzut că toți načelnicii, președinte și așa mai departe s-au vaccinat. Pentru că ei au dreptul să se vaccineze fără rând. Sunt grupa a doua. Eu nu am nicio funcție. Nu sunt conducător de stat la această etapă, nu sunt deputat, nu sunt ministru. De ce trebuie să aștept rândul? Știu că interesul este foarte mare față de Sputnik V. Eu știu că mai mulți oameni din etate vor anume să se vaccineze cu Sputnik V. Și nu va fi corect acum, atât timp cât nu am asigurat cu vaccin un număr cât mai mare, toți doritorii cu vaccin Sputnik. Nu m-a asigurat toți doritorii din Republica Moldova, care va fi, cum va arăta dacă eu mă voi duce, cum și-o lua o doză de vaccin Sputnik V, care trebuie să ducă la un pensionar să mă vaccinez pe mine la 46 de ani. Eu cred că lucrul acesta nu va fi corect. De aceea aștept rândul. Atunci când va fi suficient vaccin pentru toți doritorii, atunci mă voi vaccina. Vă voi informa, reprezentanți mass media. Doi, ați declarat că cineva atentează la identitate și statalitatea moldovenească. Cine anume atentează și cum? Căci nu se observă acest lucru. Nu? Cum pot românii să observe acest lucru? Dacă întreabă adevărul rău, spune că ei nu văd atentarea spre statalități. Dar voi ce faceți în fiecare zi? Citiți-vă site-ul ăsta vostru. Se atentează direct la statalitatea Republicii Moldova. Și acest lucru se face parcursul ultimilor 10 de ani. Și se face sistematic. Și nu îmi pare că parcă nu-i pericol, cât să acolo și așa mai departe. Acesta este un pericol pentru o perioadă notă de lungă. De ce? Aici trebuie să ne consolidăm eforturile. Poziția mea aici a fost fermă și nu se va schimba niciodată. A treilea întrebare de la adevărul rând, nu vă este teamă că Voronin a acceptat crearea unui bloc, ulterior în Parlament să vă răspundă cu aceeași pundietă, făcând alianță cu un alt partid? Eu am răspuns la întrebarea. După alegeri, fiecare își face fracțiunea sa și eu cred că va fi corect să promoveze valorile și idealurile pentru care au fost susținuți de cetățeni. Newsmaker.md. В городе висят билборды по СРМ с лозунгом «Ну, дам цара строителю». Как, кого, кто конкретно имеется в виду? Ну, я уже ответил на этот вопрос. Но давайте еще раз для Newsmaker, хотя они знают хорошо, я думаю, что их спонсоры, кто у них там, американцы платят им за этот сайт. Можно зайти на сайт и посмотреть. Как там говорят, кто платит, тот и заказывает музыку. Я ни в коем случае не хочу никого обвинять ни в чем. У нас с журналистами Newsmaker очень хорошие отношения. Я им периодически даю интервью. Но для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь. В некоторых государственных структурах сейчас решение принимают не граждане Республики Молдова, а принимают за них разные советники, которые оплачиваются, получают зарплату из-за рубежа, из разных фондов. Вот оставим, кто вас финансирует, и тогда оставим в сторону. Вы думаете, это нормально? Что мы за государство тогда, если за нас решают дяди из-за бугра? Мы тогда не государство, мы банановая республика. Мы не можем принимать никакого решения в интересах наших граждан в этом случае. Вот такая ситуация уже есть, к сожалению, в президентуре. Они не принимают ни одно решение, не подписывают ни один декрет, пока эти консультанты, которые сразу докладывают западным партнерам, которые им платят зарплату, пока эти консультанты не посмотрят и каждую запятую не поставят. Когда я был президентом, я сам писал свои речи, вот спросите советников, которые сейчас в президентуре, я сам брал ручку и я сам писал свои речи от руки. И вот то, что я выступал.
Сейчас ситуация другая. Вот то же самое они хотят сделать большинство государственных институтов, правительств, парламента Республики Молдова. Правильно ли это? Я считаю, что это неправильно. Поэтому вот этот четкий, ясный, понятный лозунг. Кто-то мне спрашивал, это будет избирательный, предвыборный лозунг? Нет, это предизбирательная кампания. Эти бильборды появились на прошлой неделе и будут до середины следующей недели. Потом начнется избирательная кампания. Второй вопрос от ньюсмейкера. Как будет формироваться список блока ПСРМ и ПКРМ? У кого-то будет приоритет, каким будет пропорциональное соотношение представителей той или другой партии? Ну, опять ищут повод для того, чтобы как-то рассорить этот союз наш с коммунистами. Ничего не получится. В всяком случае, с нашей стороны мы это четко понимаем. Я думаю, что мы проявили политическую зрелость и мудрость, когда пошли на этот шаг, невзирая на все. Невзирая на критики, невзирая на многое другое, через что мы прошли вместе с коммунистами. И теперь нужно идти вперед. Да, мы некоторых удивили. Кстати, есть хорошее, мне кажется, Суворов говорил, великий полководец российский. Он говорил, для того, чтобы победить, нужно удивить. Он говорил, удиви и победи. Мне кажется, дорогие друзья, что мы вас удивили. Остается победить, и мы победим. Акчен ТВ. Игорь Николаевич, перед каждой предвыборной кампанией у нас идут горячие споры о количестве избирательных участков за границей. Как на предстоящих выборах правильно распределить их на Западе и на Востоке? Вот очень правильный вопрос, и он всегда он возникает при выборах парламентских, президентских. Мы знаем, что все последние 10 лет предпочтительно открывались избирательные участки на Западе, меньше в Российской Федерации. Но это прерогатива Центральной избирательной комиссии. Как они будут открывать сейчас эти участки, посмотрим, какие у них есть возможности. Я не хочу сейчас давать оценки и сказать, больше или меньше, потому что любая моя декларация будет интерпретирована, что я там давлю на ЦИК или на правительство. Они будут принимать решение. Но я считаю, что нужно дать возможность всем гражданам Республики Молдова голосовать. Всем, и на Западе, и на Востоке. Или не дать никому. Либо всем, но ставить кого-то в более предпочтительной ситуации и позиции перед другими гражданами, они же все граждане наши, этого делать нельзя. Поэтому либо даем всем возможность, а выборочно вот нашим гражданам Италии даем, а тем, которые находятся в Сургуте или в Сочи, не даем такую возможность, я считаю, что это неправильно. Спутник. Путец не ферис детали примерно блоку Писеремеш, Печереме, инклюзив пропорции репортизарий листов депутатов. Ну, произвел спутник. Я вам респонс. Акум се регистрează, вам спускам примите зети, сунт трей комуништи. Фачез din voastră deja proporțiile. E important altceva. Toți înțeleg că în această luptă electorală va fi bătălie de bază din partea la, sau între două mari forțe. Forța de centru stânga, blocul electoral a comuniștilor cu socialiștii și din dreapta va fi partidul PAS al președintelui țării. Aceasta va fi luptă. Și eu vă rog, stimați prieteni, să încercăm să facem o analiză. Nu doar lozincile care vor fi anunțate. La noi sunt clare valorile, am spus astăzi în cadrul acestei emisiuni. Uitați-vă la echipe. Hai că luăm primii 10, da? Voronin, Dodon. Doi ex-președinți. Avem noi oare experiență sau nu? Am trecut oare prin multe greutăți? Am gestionat multe crize sau nu? În perioada activității, 8 ani Voronin, 4 ani Dodon. Eu cred că noi am gestionat foarte multe crize. Greceana Zinaida Petrovna, prim-ministru, ex-președintele Parlamentului. Are dumneavoastră experiență? Cine mai bine ca doamna Greceană cunoaște ce se întâmplă în domeniul bugetar fiscal la Ministerul Finanțelor și nu doar. Bătrânce Vlad, îl cunoașteți. Este vicepreședintele adunării parlamentare a Consiliului Europei acum. Reidman, economist, toți îl cunosc pe Reidman, a fost consilierul președintelui. Țărdea Bogdan, politolog, eu nu cred că sunt mai puternici în Republica Moldova și așa mai departe. Eu de ce am spus așa repede în trecut, în primii 4-5? Dumneavoastră, faceți comparații. Echipa socialiștilor și comuniștilor, faceți comparații cu echipa cealaltă care va fi prezentată de PAS. Marea majoritate nu au activat nicăieri numai în organizații non-guvernamentale.
au primit bani de la americani și de la europeni, n-au făcut nimic în viața lor, marea majoritate. Cu ce s-au ocupat ei? Unde ești? Coffee break-uri. Scriu rapoarte cuiva. Și acum, dumneavoastră, stimați concetățeni, vreți să le dați acestora să gestioneze situația în țară? Vă dați seama ce riscuri sunt. Noi suntem oameni cu experiență. Da, am făcut și noi greșeli. Noi ne-am învățat pe greșelile noastre. Avem experiență, știm cum să ieșim din diferite situații grele prin care a trecut țara. Împreună cu domnul Voroneș, cu Greceana, eu am gestionat inundațiile din anul 2008. Anul trecut am gestionat cu COVID-ul și multe, multe alte lucruri. Ce au făcut ei? În afară de scrie rapoarte lui Nenea Soros sau lui mătușa nu știu care. Așa că aici comparați. Nu doar cât să-ți pilistă cu tare sau cu tare. Vedeți experiența unei echipe și experiența altei echipe. Al doilea subiect la Sputnik, campania de vaccinare a luat sau nu amploare, doar 5% din populație este imunizată. Credeți că statul face totul sau mai e nevoie de altceva? Campanie de stimulare pentru cetățenii contra imunizare și așa mai departe. Eu cred că statul face tot ce e posibil, dar pentru a fi mai eficient, trebuie să asigurăm accesul la diferite tipuri de vaccine. E că noi am adus Sputnicul în Republica Moldova, însă acele 80.000 de doze pentru malul drept al Nistrului, ele practic se finalizează. Și toți vor Sputnic. E că când o să fie măcar 1 milion de doze de Sputnic, și eu sper că lucrul ăsta va fi posibil în luna iunie-iulie, atunci putem să începem și stimularea, cum fac unele țări. Pentru că e mai ieftin să dai omului, eu spun de exemplu, spui, uite, dacă te-ai imunizat, dacă te-ai vaccinat, gratis, din contul statului, tu alegi Sputnik, Pfizer, AstraZeneca, Covivac, ce dorești. Dar dacă te-ai vaccinat, statul îți dă, de exemplu, 500 de lei sau 1000 de lei. E mai ieftin pentru stat să-i dea omului acest bonus dacă se vaccinează, decât pe urmă să-l licuiască pe acest cetățean. Deci eu, unele state au început campaniile de stimulare a vaccinării. Nu exclud că am putea și noi acest lucru începe mai târziu. Acum bani nu avem în buget, pentru că bugetul, știți care e situația. Guvernul nu are atribuții, parlamentul este dizolvat. Practic, chiar și dacă am dorit să începem astfel de campanie, nu avem de unde. 4. Sau 3 întrebări de la Sputnik. Reșind din bugetul pentru alegeri parlamentare, care ar trebui să fie numărul secțiilor de votare peste hotare mai mare decât la prezidențiale? Bună întrebare referitor la bugetul pentru alegeri parlamentare. Eu am văzut că doamna președinte încearcă să ne învinuiască pe noi, pe mine, că noi nu vrem să dăm bani la alegeri. Dacă noi nu doream să dăm bani la alegeri, alaltăieri guvernul n-a aprobat 70 milioane de lei pentru alegeri. Eu sunt categoric împotriva blocării procesului democratic. Dar trebuie să vedem ce resurse sunt în bugetul de stat. În fondul de rezervă sunt 90 ceva de milioane de lei. Cum poți să iei toate 90 ceva de milioane de lei să le dai la alegeri? Dacă noi rămânem pe 4 luni fără fond de rezervă, fără guvern și fără parlament. Dar dacă, Doamne ferește, mâine se întâmplă ceva. Eu, așa, spun, Doamne ferește, explodează ceva o butilie de gaz într-o casă. Și trebuie urgent să alocăm 1 milion de lei sau 500 de mii de lei din rezervă pentru a face reparația acolo sau pentru a salva pe cineva. De unde îi bani? Ai luat atât și ai dat Maia Sandu să-și facă ambițiile? De ce? A fost și decizia guvernului 70 de milioane. Restul, revedeți-vă bugetul. Aveți rezerve acum. Revedeți-vă bugetul. Și încătrați-vă 70 de milioane de lei. Banii au fost alocați. Cât vor deschide secții de votare, decide ce, din nou, eu nu mă implic. Canalul 5. Ce condiție a fost înaintate de la Dumnezeu Român pentru crearea blocului electoral? Deci și atât aveți voi cu blocul ăsta. Gata, blocul electoral este înregistrat. Astăzi am depus actele. Săptămâna viitoare o să fie programul electoral și principalele elemente ale campaniei și mergem înainte. Tot la Canal 5, a doua întrebare. Care este denumirea exactă a blocului? PSRM, PCRM? Sau, adică, socialiști și comuniști sau comuniști și socialiști? La CEC a fost înregistrat blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. De ce comuniștii și socialiștii, dar nu socialiștii și comuniștii? Pentru că noi am decis să mergem în ordine alfabetică. A, B, C, cine este primul după denumire? Comuniști. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. Și aici nu căutați niciun fel de intrigi, cineva a insistat așa sau așa. Decizia a fost luată așa și am mers înainte.
МИР. Российский МИД жестко раскритиковал попытки США повлиять на ход выборов в Молдове. Что, по-вашему, послужило причиной для столь тревожной оценки происходящего сегодня в нашей стране? Знаете, я не помню, чтобы так активно западные послы пытались как-то, я не говорю сразу вмешиваться, хотя по-другому какую оценку можно дать? Ну, так активно интересоваться выборами. Вот за последние 11 лет, 12 лет, с 2009-го, я каждый год участвовал в двух-трех избирательных кампаниях, национальные, либо местные и так далее. Вот на моем веку, за эти 12 лет, я не помню таких случаев, чтобы западные послы были такие активны. Значит, ставки большие. Представьте себе, что где-то в Соединенных Штатах или в другом государстве посол Российской Федерации или посол другого государства, Китая, встречался бы в неделю с руководством ЦИК, с СИБом, с прокуратурой и так далее. Что было бы в Соединенных Штатах? Или в Румынии, вот ближе. Вызвали бы, во-первых, никто с ним бы не встречался. Я вам даю 100%. Сказал, в чем нам с вами встречаться? Мы независимая страна. Либо вызвали и сделали ему ай-яй. У нас тишина. Так правильно это или нет? А что было бы, если посол Российской Федерации Лоснецов Олег Владимирович прошелся сейчас по ЦИКу и по всем? Я вас заверяю, все НПОшники, которые финансируются за счет Америки и Европы, были бы на ушах. И все СМИ, так называемые независимые, которые, оказывается, сейчас они задекларированы, получили по 3-4 миллиона долларов за последние два года, это только официально, на создание этих телевидений со стороны Запада. Они бы все кричали, как резаные. Эти ходят везде, что считается, что это нормально. Вот такого грубого вмешательства я не припомню. Наверное, вот этим и объясняется, что некоторые наши партнеры зарубежные пытаются показать, что они в курсе всего этого. НТВ. Министры Пержу Шивойку в Орбезе Спиратарио Норфондур Интернационале Импортанте Пентроконструкция Стаси Депрайла Срока Шакизите. Да, а пропу. Я мы возвучу его на части Зиле. Витацева. Тот дистолд интересант. Давно пришел Инти, декларик, но и требуется фачем тот посибил, сажу тему аминей. Дар керастись на части клипе. Чобственно, сашту Зиле диерь. Однієї пімаса стрелєджа, блотатки парламент. Карі матрі сусім нєс, і конституцію сусім нєс. Карі перміті, ка 550 мільйони долар, савіна Молдова пентру апрозінарі куапен кахул, грузія чесаті, грешкань вручен списаті. Стація діпурарі діла сорока, карі каутем ді 20 дянь байць фач стація ще діпурарі діла сорока. Апшка на ліцарі ла кумрад. В ресурсе дешколь, не диферите сати, сле на прозвененку апаш, в ридол защитить диспитали. Шека моя санта часто леди носим мясо. По каре экспликации? По 17. 17 леди, потому что мы первым отчасти ресурсы. Ши ере фостул тумази. Чиник. Кукет май рел, куатет дам на санта, сгандешко сви май бин. Та, так министеру де интерне, инка йом дус не вочерь, дояни урмак в Жапонии. Ca să oferi 18 sau 20 milioane de dolari grant, cadou, pentru procurarea mașinilor autospeciale pentru pompieri. Șede documentul acum la președintele PIMAS, n-al semnează. Și stă documentul de 2-3 săptămâni. Și japonezii spun, băi, noi nu vă înțelegem. Noi suntem gata să vă ajutăm, ca și Banca Mondială. Dar la voi ce se întâmplă acolo pe interior? E ca care e fața adevărată a conducerii țării cu regret. Cu regret. Dacă nu poate să facă PR personal din asta, atunci mai bine să blocheze. Lasă oamenii să rămâi fără apă, lasă ardă casele pentru că nu sunt mașini de pompieri, dar nu semnează așa mult. Doamna președinte, mai să lăsați, vă rugăm, pițele pe parte, semnați aceste legi. Pentru că ele nu sunt de dodon sau cineva, sunt de oameni, deci cetățenii simpli. Și oamenii așteaptă. Așteaptă apă, așteaptă canalizare. Așteaptă stația de depurare la Soroca, că nu vă duceți data viitoare la Soroca, să explicați acolo oamenilor de ce n-au stație de depurare. Pentru că dumneavoastră n-ați vrut să semnați o lege. Astea au fost întrebările de la mass media. Acum, haideți să vedem ce întrebări sunt de la cetățeni.
Foarte repede, cred că 5-6 minute, răspund câteva întrebări. Mai Vrabi, oamenii ultimul timp votează din plăcere pentru politicieni, fără gând, rece de viitorul țării. Diaspora, aflându-se peste hotare, care niciodată nu se va întoarce, decide soarta noastră. E corect acest lucru? Nu, doamna Vrabi, tot timpul, cel puțin în ultimul timp, foarte des se vorbește. E corect sau nu că cei de peste hotare să voteze? După cum am menționat, trebuie să le dăm posibilitatea să voteze la toți. Uitați-vă, în Occident avem vreo 350-400.000 de moldoveni, am de Europa, Statele Unite. Dintre ei au la vot, au participat, am trecut vreo 250.000. În Rusia avem vreo 350-400.000, tot așa ca în Europa. Au votat numai 15.000. Adică din 400.000 numai 15.000. Acolo, în Europa, din 400.000, 250.000. E corect? Nu e corect. În Transnistria avem 250.000 de oameni, de moldoveni, cu pașapoarte moldovenești. Eu blocat al de Grosu și drugii ăștia lui Maia, pachemoniști. Și-au votat numai 30.000. Dar 200.000 de oameni au rămas fără dreptul de vot. Păi eu spuneam astăzi în cadrul acestei emisiuni, ar fi bine să dăm posibilitate să voteze și unii și alții. În egală măsură. Și cei din Europa, și cei din Federația Rusă, din alte regiuni. Și atunci va fi corect. Dar așa când votează doar unii, întrebați, e corect? E clar că nu e corect. Pentru ce avantajăm doar pe o parte? Сильвия Венту, доброе утро, господин. Про нулевые пошлины с Российской Федерацией. Есть какие-нибудь продвижения в переговорах? Кто-то вообще занимается переговорами с Российской Федерацией? Сильвия, к сожалению, сейчас никто этим не занимается. К сожалению. И это плохо. Президент этим не занимается, парламент распущен, не может заниматься. У правительства полномочий таких нет. Поэтому я скажу прямо, честно, без этих... Решение этого вопроса зависит от результатов парламентских выборов. Я никого не хочу шантажировать, но если парламентские выборы победят правые, Майя Санду и ее команда, то тогда этот вопрос, скорее всего, решен не будет, потому что они не смогут договориться. Победим мы договоримся. Мы найдем возможность решить эту проблему для того, чтобы уже в сентябре наши экономические агенты, наши производители смогли поставлять свои товары без пошлин в Российскую Федерацию. Если нет, это будет очень большая проблема для всего агропромышленного комплекса Республики Молдова. Вспомните конец года 2014, когда яблоки замерзали на севере, на снегу. Тоже правые были власти. И они эту проблему не смогли решить. Мы эту проблему сможем решить. Я очень надеюсь, что у нас будет такая возможность на выборах после 11 июля. Олга Уларин, дом Додон, ați votat în Parlamentul legii care să fie un ajutor la oameni cu pensii mai mică și cu leaf mai mare. Un ajutor pentru a plăti lumina de 200 de lei pe lună. Dar părere de rău, nu am primit nimic. Olga, această lege care am votat, inițiativa mea, este la semnare la doamna Maia Sandu. Adică mâine sau poimâine expiră perioada. Ea avea 15 zile, noi am trimis la sfârșitul lunii aprilie, în caz e 14. Я вя 15 зели, 7 зелечи. Я кому осведем? О 7 зелечи, пекари ноем пропуса шамботату. Сау нос 7 зелечи. Дака нос 7 зелечи, дамна моя санду, а то не си экспличила песте о миллион штрей суди миди господа рейкасничи, песте 2 миллиона жмати ди уамень, ди чи ее липси дяжу твердым партия статля. Ди чи я дамна моя санду, мяч на вашей стороне. Ori 17, ori nu 17. Ca oamenii să știe. Pentru că, dacă vedeți, întreabă, doamna Olga întreabă, unde-s banii? 17 lege și banii o să ajungă la oameni. Tudor, există posibilitate mai mare să faceți o majoritate cu SAD sau cu PAS? Care partid e mai aproape? Tudor, nu împărțim noi acum coaliții, alianții, majorități, până când nu se finalizează alegerile. O să treacă alegerile și o să hotărâm. Схотарим прямо, что хочу. А менционат, я консидер, что мы имеем шансы в блоку электората, который мы имеем, сам венчим прямо. Что сфачим тот посил? Галина Дилан, прошу прощения, вам раньше задавала вопрос насчет стажа, отработанного в Россию. Галина, наверное, вы имеете в виду соглашение о социальном, о решении социальных вопросов между Россией и Молдовой. Это соглашение есть, оно должно быть ратифицировано парламентом.
Вот уже новый парламент ратифицирует, я надеюсь, и оно войдет в силу. Галина Мирон, когда и где можно провакцинироваться спутником? Почему нет доступа к вакцине спутник В? Галина, вы можете обратиться к семейным врачам, они вам все объяснят. Но, к сожалению, спутника мало, потому что спрос на него очень много. Те 80 тысяч вакцин, 40 тысяч комплектов для правого берега, я, насколько понимаю, уже практически исчерпан. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время получили еще дополнительного спутника, что было для всех желающих. Ксюша Козырев, кум присоединительной церкви от авиашалчицания. Ксюша Козырев, какая своя проблема? Дерес Угаинилор. Молдова, если кондусы, где он читается на латусь стат. Что часто есть инкому перикол с прикарем в орбит. Доамне ферешли, мы идем лорш кондучеря аж парламент, лорш кондучеря гуверна. Для чего треба са унификам форцеле, пентру алегерли парламентарии кари урмяз. Денис Райлян, агрикультура или вараз де Молдова, выдал тот сприжну. Денис Муцумеск. Константин, кари есть программа сучала экономика, блок электорат песерме, шпичерме, пункт, пи пункт. Константин, с этого на витуаре, он де кожды взячи зили, а честь программа в АФИ факут публика, ком се дефинити вязы. Дар ла база в АФИ лупта обсарачия, ажуторал агентслор экономич. Но авиан диферити программы, инклюзив он не карлям промовата, атунчик нам фостю министр экономии, пранен 2009. Тоати чести программи вор стала база новой, новой платформе электорали, ши программ де гувернаре, а блоклуи комунишлор, социалишлор. Vlad Pușcașu, stimatele domnul președinte, o întrebare importantă. De ce legea de funcționare a partidelor parlamentare e atât de restrictivă, favorită de Plahotniuc și grupa RSA și nu permite ca fondurile alocate campaniei electorale să fie mai mari, dar și din banii bugetului de stat, alimentând astfel mafia internațională și grupările ONG-uri, care își fac partid din banii din Occident, spălând banii prin intermediul ONG-urilor. Adică partidul nu are voie să cheltuie o anumită sumă de bani mare și atunci ONG-iști intervin să justifice acțiunile în locul partidelor. Este moral, dar este legal. Domnul Pușcașu, Vlad, sunt mai multe carențe la codul electoral care trebuie soluționate, dar acum noi nu o să reușim. Pentru că în plină campanie electorală nu poate fi modificat codul electoral. Deci, după alegerile parlamentare, noi avem mai multe propuneri care sper că vor fi susținute și vom modifica astfel ca interesul cetățeanului, interesul statului să fie pe primul loc. Delia, se mai duc discuții despre procurarea vaccinului Sputnik V? Delia, da, se duc. Cel mai probabil în luna iunie, cel puțin noi vom face tot posibil ca în luna iunie să obținem până la 1 milion de vaccine Sputnik V pentru cetățenii Republicii Moldova. Ilașcu Evgenia, întrebare referitor la înregistrarea prealabilă pentru anunțarea intenției de vot la alegeri. De ce nu există mesaje de mobilizare pentru diaspora aflată în Federația Rusă, așa cum există pentru diaspora din țările europene, unde conaționale noștri se înregistrează masiv? Din câte eu știu, s-a activizat munca și în diaspora noastră din Federația Rusă. Știți că unul din foștii mei consilieri sunt acolo, activează tot în Rusia și ne ajută în acest sens. Deci eu sper foarte mult că la aceste alegeri prezența diasporii din Federația Rusă va fi mult mai mare. Maria, privilegiți ișoră vașa alianță pe care mă știu să spăstim Moldovă at nenașă. Maria, уже создан блок, менять состав блока, то есть там две партии, добавлять кого-то еще уже не получится. Блок зарегистрирован в ЦИКе, поэтому каждый ведет свою кампанию, а после выбора посмотрим. Илья Корня, домнул президенте, тот респекту, акума компесеремеши пещеремеши саунит, артрибуйся ешить ин кампания электоралок пропунили со скватен на спрофации экономия гриа и экономия гри, экономия неагра. Сочерец, хайдет с вами на лбун, са контрибуим пед результаре Republicii Moldova, cât vreți să fie impozit, 1, 2, 5, 10. Să cereți, vreți să fiți oamenii de afaceri, respectiv, și mai departe. Doamna Cornea, sau domnul Cornea, Ilie, evident că toate aceste elemente, cele mai bune care au fost, vor fi incluse în programul electoral al blocului comuniștii socialiști. Și vom ține cont și de acestea. Ion Bulat, Cristian Rizia zice că se înscrie la curs electoral la legeri parlamentare anticipate din Republica Moldova. Cum comentați? Dar eu ce trebuie să comentez fiecare clou? Lasă să nu registrează care problemă. Tatiana, dar nu știu dacă are cetățenie. Pentru că eu am anulat cetățenie Republicii Moldova. Se pot înregistra doar cetățenii. Tatiana Tebric, vă rog foarte frumos, poate rezolvați ce
ceva cu Rusia, să putem merge moldoveni ilegal în Rusia. Doamna Tatiana, din câte cunosc, în timpul apropiat sau deja se reiau cursurile avea cu Federația Rusă, dar în ceea ce ține de deschidere accesului, depinde de campania de imunizare care va fi în Republica Moldova. Deci e important, foarte important, ca noi să asigurăm vaccinarea cât mai mult, dorit cu Sputnik. Și atunci se va deschide și Federația Rusă pentru cetățenii noștri din Republica Moldova. Stimați colegi, acestea au fost întrebările, cum am promis, o să fie destul de așa concis. Eu vă mulțumesc pentru activismul dumneavoastră. Începe campania electorală. Eu cred că noi o să ne vedem tot așa, o dată pe săptămână, în acest format. Nu cred că trebuie mai des, vreau să acord mai multă atenție muncii în teritoriu. Și eu cred că totul va fi bine. Cu Doamne ajută, sănătatea dumneavoastră și succes!